Vă spune un bun găsit la o nouă emisiune în Lumina Cuvântului și în cadrul acestei emisiuni îl avem ca invitat pe domnul Dacian Paladi, pe care îl salut și spun bun venit la emisiune. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Înainte de a prezenta tematica emisiunii și subiectul pe care dorim să-l discutăm cu ajutorul lui Dumnezeu, cred că este bine să ne spui câteva cuvinte despre viață, familie, activitate, pentru ca cei care ne urmăresc să te poată cunoaște mai bine. Da, cu mare drag. Cu voia Domnului, peste probabil o lună de zile voi împlini 45 de ani, dacă Domnul va găsi de convință și îmi va da zile. Mulți înainte. Mulțumesc. Dumnezeu să-i însoțească pe telespectatorii noștri cu pace și har și pe dumneavoastră, desigur. Sunt căsătorit cu Blandina, împreună cu care avem doi copii, Maria de 7 ani jumătate și Cristian de 5 ani de zile. Binecuvântări pentru mine, viața mea și pe familia noastră. Suntem întorși la Domnul de relativ puțină vreme, împreună cu soția mea. La sfârșitul anului trecut, în 29 decembrie, am pășit în apa botezului, cum spuneam, împreună cu soția mea, Blandina. Și asta după ce de aproape 8 ani de zile ne-am dedicat viața studiului Cuvântului lui Dumnezeu și am participat la serviciile religioase ale Bisericii Emanuel din Oradea, locul în care am și devenit membri în slujirea pentru Domnul, ca de altfel în tot ceea ce încercăm să facem în viața noastră. De profesie sunt jurist, am terminat facultatea de drept în 1991, am fost procuror imediat după terminarea facultății, vreme de un an de zile. În 92 am demisionat, fără probleme, doar datorită unui tumultum și a unui entuziasm tineresc care se suprapusese cu o societate proaspăt intrată în exercițiul economiei de piață. Și de atunci am început să desfășor activitatea de consultanță în afaceri. Vreme de 11 ani și ceva, consultanță juridică și financiar-fiscală. Și acum iarăși de aproape 11 ani și ceva, consultanță în managementul general al companiilor, managementul schimbării, managementul inovației, marketing și psihologia consumatorilor, în linii foarte mari. Sunt o prezență socială, eu știu, sau des întâlnită în comunitatea în care activez. E adevărat, pe parcursul acestor 20 ceva de ani, fiind parte în diverse proiecte sociale și chiar sporadic ocupând și anumite funcții, eu știu, în special în legătură cu lumea economică. În linii foarte mari, cam ăsta este Dacian Paladi la momentul august 2014. Și cu toate acestea, pe lângă activitățile economice de consultanță juridică, iată un om interesat și flămând după cuvântul lui Dumnezeu. Mulțumesc Domnului pentru îndurare și har, a avut atâta răbdare cu mine. Da, cu toate că, după cum spuneai, momentul botezului nu este foarte departe în timp, relativ recent, totuși familiarizarea cu cuvântul lui Dumnezeu a fost cu ceva ani în urmă. Adevărat. După 8 ani, nu, de participare, de apropiere, de studiu. Da. Dar povestea este, spuneam că îi mulțumesc Domnului pentru atâta răbdare și îndurare și nu este o formulă lipsită de conținut. El a lucrat în viața mea de mult. Acum mai apoi am înțeles de ce și cum. Dar într-adevăr, îi mulțumesc pentru atâta îndurare vărsată, nu doar peste viața mea, ci și peste viața familiei mele. Putem spune că a fost o expertiză care a durat 8 ani de zile până la finalizare? Mai mult, ca să... Primul contact cu Scriptura l-am avut undeva la 16 ani jumătate. Am primit... Eram elev, deși eu aveam o vârstă atât de fragedă, mă pregăteam să intru în clasa 12, mă pregăteam să dau la drept și la drept dădea examenul din economie politică și filozofie. M-a tulburat filozofia și studiul ei, am și devenit olimpic național și nu mai țin minte exact, dar în mod sigur, în legătură cu această muncă de cercetare filozofică, am ajuns să citesc Scriptura. Am primit o scriptură de la o misiune britanică, nu știu cum a făcut rost bunica din partea mamei, de altfel o femeie credincioasă. Și am început de pe atunci să studiez. Am păstrat Scriptura și mi-am păstrat și notițele. Nu mai țin minte în ce fel și cum a lucrat Domnul la inima mea. Și au trecut ani.
am intrat la facultate, la Cluj, iar acum, după 20 și ceva de ani, cu emoție găsesc de fiecare dată în bibliotecă câte o scriere, câte o carte a unor frați, care atunci nu știam că au calitatea aceasta, scrieri de credință proaspete apărute după 89, pe care din puțin de bani de student le achiziționasem și parțial le studiasem sau nu. De altfel, probabil chiar în discuția noastră de astăzi mă voi folosi de o lectură dintr-o carte scrisă de William McDonald's și am data exactă, în 14 februarie 1991 am cumpărat-o de la Cluj, student fiind. Nu știu, domnul știe. Domnul știu lucrarea pe care eu doar m-am conformat, nu mai am nicio memorie legată de rațiunea de ce am cumpărat cartea respectivă. Dar una peste alta, uite, acum după 20 ceva de ani a venit vremea să o citesc și odată în plus să îmi completeze, cum bine spuneai, foamea de cuvântul Domnului și strădania de a-L înțelege și a-L aplica în viața mea. Rămânem în cadrul emisiunii pe această zonă economică, dar o abordare din perspectiva Scripturii. Desigur. Și poate că sunt oameni care ar încerca să compartimenteze viața în sensul în care ăsta-i compartimentul sufletului în care este Dumnezeu, aici mă rog, aici citesc Biblia, un alt compartiment este viața socială, extra-bisericească, ca să spunem așa, și oamenii consideră uneori că între cele două departamente sau mai multe compartimente pe care noi căutăm să le avem, n-ar exista nicio legătură. Un compartiment ar fi cel al banilor, al modului în care noi ne raportăm la partea materială. Și poate că unii își pun întrebarea ce legătură ar avea Biblia, Dumnezeu, pocăința cu modul în care eu câștig banii, modul în care economisesc banii, modul în care îi cheltuiesc. Se bagă Dumnezeu în domeniul acesta? Există această tendință și da, există tendința la creștini de toate felurile să considere că problema banilor și administrării lor este mai degrabă un subiect care are puțin de a face cu partea sufletească și cu partea spirituală, cu atât mai mult cu divinitatea. După cum alții bănuiesc că ar fi ceva relații, dar nu le sunt în clar ce fel de relații sunt, nu le este în clar ce fel de mecanisme sunt și ce fel de mecanisme pot fi folosite. Sperăm ca prin discuția de astăzi puțin să contribuim și noi la auzirea cuvântului și la însămânțarea lui în inim și în minți, ca oamenii să priceapă că inclusiv acest aspect care provoacă atâtea frământări sau atâtea neliniști sau atâtea tulburări în cele din urmă este bine cuprins în cuvântul lui Dumnezeu și cu multă învățătură de folos. Cu siguranță noi în emisiunea aceasta nu vom putea epuiza tot ce s-ar putea spune pe marginea acestui subiect. Dar ne propunem să aducem o contribuție folositoare celor care ne urmăresc și celor care doresc să-și formeze o filozofie de viață din perspectiva Bibliei, a modului în care Dumnezeu vede relația creștin-bani sau creștin-lucruri materiale. Poate că ar fi bine să pornim de la un text al Scripturii care să ne conducă pe acest râm al relației creștinului cu cele materiale. Desigur. Și după cum bine știi, găsesc potrivit a ne lăsa inspirați și purtați în discuția noastră de textul de la 1 Timotei, capitolul 6, de la versetul 7 până la 12, pe care cu voia ta aș vrea să-l citesc. Te rog. Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească dimpotrivă cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Până aici cuvântul Domnului. Amin. Cum ar trebui un creștin, un
un om care se declară credincios lui Dumnezeu, cam ce poziție ar trebui să aibă față de cele materiale, față de bani? Cu siguranță, în multe aspecte vor fi diferiți de modul în care oamenii, în general, se raportează la cele materiale. Sunt anumite principii pe care le putem extrage din Cuvântul lui Dumnezeu ca să dăm un contur acestei abordări sau acestei filozofii de viață, așa cum o putem numi, din acest punct de vedere. Probabil un răspuns brutal ar fi, înainte de toate, să nu speculeze, ci să studieze, mi-am notat eu aici în timp ce îmi formula întrebarea. Înainte de toate să nu speculeze vis-a-vis de ce își imaginează sau de ceea ce crede sau de ceea ce a aflat de la semenii lui vis-a-vis de poziția lui Dumnezeu înși în legătură cu munca și cu banii, ci să studieze. Pentru că dacă este să spunem, eu știu, chiar dacă pare aparent brutal sau simplist, cheia înțelegerii este cunoașterea și studiul cuvântului lui Dumnezeu. Și când spun cheia cunoașterii este studiul cuvântului, înseamnă nu doar mersul la biserică, nu doar vorbirea cu persoane instruite în acest domeniu al creștinismului sau spiritualității. Nu este suficient. Noi știm foarte bine, credința vine în urma auzirii cuvântului. Iar trebuie să aibă legătura directă cu acest cuvânt. Știu, este foarte posibil ca oamenii să spună într-o asemenea variantă, da, dar știți, noi nu avem timp. Sau am încercat să studiem cuvântul și mi s-a părut greu de înțeles. Sau pur și simplu nu știm de unde să începem, de unde să căutăm, e o carte atât de groasă. Sigur, într-o asemenea situație, vecinătatea oamenilor și, dacă vreți dumneavoastră, însoțirea în acest demers de instruire spirituală este binevenită. În cadrul emisiunii noastre, eu am să vă, propun câteva perspective posibil de folos, dar care sunt doar capete de fir în ceea ce privește relația creștinului cu munca și cu banii. Și spuneam, uite, spre exemplu, e potrivit, poate să reamintim câteva lucruri, câteva capete de fir, cum spuneam, sănătoase. Și un prim capăt de fir este să recapitulăm poziția lui Dumnezeu față de muncă. Poziția lui Dumnezeu față de muncă, punând în tablou acestei, căutări și omul. N-am găsit text mai bun decât, spre exemplu, Geneza 2:15, unde spune că Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Mai apoi, Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei muri, vei mânca din el, vei muri negreșit. Simplist vorbind, Dumnezeu ne-a pus încă înainte de săvârșirea păcatului de către strămoșii noștri în grădină ca să o lucrăm și ca să o păzim. În mod sigur, această activitate de a lucra nu era o activitate neapărat statică. Trebuia să purtăm de grijă. După cum trebuia să o păzim. Nu intrăm în detalii de cine să o păzim și cum să o păzim, deși probabil ar fi iarăși multe dezbateri. Sigur. Știm, în schimb, că omul nu a ascultat porunca lui Dumnezeu și, uitați, vedem și rezultatul și efectul. În Geneza 3:16, femeia a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Câte instincte și câte învățături. Acum noi alegem doar una dintre ele în relația cu creștinului cu munca și cu bani, dar iată un verset câte învățături și câte perspective aduce. După cum bărbatul i-a spus, omul i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem, să nu mănânci deloc din el. Blestemat este acum pământul din pricina ta, cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale, spin și mărămidă să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, că sărână ești și în țărână te vei întoarce. Iată, apariția păcatului, neascultării cuvântului de Dumnezeu, aduce o perspectivă suplimentară în ceea ce privește ideea de muncă, care exista și înainte. De a cărei detalii nu suntem. Scriptura nu ne spune foarte mult de specificul muncii înainte de păcatul original, deși știm de starea generală care era în acea grădină și știm de ce am pierdut. Știm câte binecuvântări și câte pace și liniște am pierdut. Unii au impresia că munca e un efect al blestemului și că doar după cădere omul a fost obligat să muncească, dar de fapt, iată, munca
a fost și în rai. Sigur, se schimbă puțin accentul, vedem după cum putem și condițiile vedea de muncă. Da, o să ziceți, domnule, e o discuție simplistă, așa, pentru începător, e un abecedar. Și atunci am să vă spun, trecând brutal, iară, sau probabil făcând tot saltul de asta într-o actualitate, câți dintre dumneavoastră sau dintre telespectatorii noștri încă nu au, cum să spun eu, o relație sănătos așezată cu munca? Și foarte ușor putem să vedem că mulți o consideră o chestie chinuitoare, o chestie plină de insatisfacții, o chestie care răvășește mai degrabă să aducă pace și liniște. Sunt, desigur, și alții care găsesc în munca lor multe binecuvântări și multe daruri și o formă de expresie pe care reușesc să o mobileze sănătos pentru ei și viața celor din jurul lor. Cred că putem vorbi de anumite extreme care pot să apară pe marginea subiectului despre muncă. Da. Sunt unii care nu prea ar avea sau n-ar vrea să aibă o legătură foarte strânsă cu munca, adică dacă s-ar putea să treacă prin viața așa să nu să chinuiască prea mult, da, e o extremă, da, dar există și o extremă care consideră că de fapt scopul suprem al vieții este să muncească și că de fapt cel mai important lucru în viață pe care omul poate face este să adune banii. Da, există, fără îndoială că există asemenea atitudini, dar vedeți dumneavoastră, poziționarea față de munca individului are un efect direct în ceea ce privește calitatea vieții lui. Și aș nu mă refer doar la un sens al calității în sens, adică cu accent material. Contează și acesta, desigur. Rezultatele muncii și maniera în care el permite un anumit standard de viață. Dar are o legătură și cu calitatea interioară a individului. Pentru că dacă nu știi cum să te poziționezi la muncă și dacă bine mă gândesc în societatea românească, în general vorbind, nu am văzut vreun curs în care să fii învățat cum să te poziționezi la muncă. Mai degrabă găsești niște formule competiționale duse în extremă, în care spune fii cel mai bun, fii perseverent, fii harnic, fii cu tare, fii luptător, calcă pe cadavre, fiecare pentru el și așa mai departe, care proiectează și induc individul la anumită atitudine față de muncă. Cum noi, în schimb, oamenii suntem structuri dinamice, cum pozițiile noastre să trecem prin etape și diverse stadii, este posibil la un moment dat ca să nu mai găsim suficiență în conceptul de viață care ne l-a dat lumea. Aș citi două versete din Scriptură referitor la modul în care un om care caută împărăția lui Dumnezeu, cum ar trebui să se raporteze la muncă. Să vedem. De exemplu, unul dintre ele este din Proverbe, da, 23 cu versetul 4, da, unde spune așa: nu te chinui ca să te îmbogățești. Se pare că pentru mulți oameni viața e un chin, o viață chinuită, și singurul scop pentru care să chinui în viață este să se îmbogățească. Și Biblia spune, nu te chinui să te îmbogățești. Nu-ți pune priceperea în aceasta. Adică să nu fie scopul numărul unu în viață doar cele materiale. Și dacă aș lua ceva din Noul Testament, am putea citi, nu? Matei 6 cu 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte și neprihănirea lui și toate. Știi, m-am gândit uneori că noi am vrea să inversăm. Noi să le căutăm pe astealte, da, cu prioritate și împărăția să ni se dea pe deasupra. Da, da, știți de ce? Pentru că oamenii nu știu. Câți dintre ei nu aleargă spre această țintă falsă a îmbogățirii, crezând că odată realizată, mă aduc aminte de Warren Buffett aici, un om foarte bogat, care la un moment dat întrebat de un jurnalist, zice, sunteți un om foarte bogat. Totuși, probabil, aveți și expertiza să ne spuneți cât este suficient. Este o stadiu, o măsură suficientă a ceea ce înseamnă cuprinsul noțiunii și a cuvântului de bogăție? Există un anumit standard? Și Warren Buffett, mai în glumă, mai serios, zice, da, mai mult decât am acum. Un pic mai mult. Un pic mai mult decât am acum. Deci eu zic că oamenii caută această îmbogățire pentru că nu au așezată corect relația cu munca și cu banii. Și o să ziceți, e vina lor? Parțial, da, dar este și vina generațiilor anterioarelor, care nu s-au străduit a le așeza vreo perspectivă, ci au lăsat ca totul să se derulează într-o această competitivitate sălbatică. Și credeți-mă, cunosc mulți oameni bogați, nefericiți. Aș merge prea accelerat ca să spun la un moment dat, poți să fii foarte bogat, dacă îi dai faliment în viața propriei familii, ai o problemă foarte mare. Și o să ziceți, nu e adevărat.
Sau alții o zice, nu e adevărat, dacă ai bani ești rezolvat. Și o să zic, da, și Steve Jobs a avut foarte mulți bani. Steve Jobs și alții au avut foarte mulți bani. Sigur, dacă îi vin cu perspectiva și o să-i spun, nu căutați aceste bogății care pot fi mâncate de moli, nu? Sau care le pot fura hoții. O să zică, domnule, ai, astea sunt teorii învechite. Și eu îi voi trimite înapoi pe aceștia și vă spun, uitați-vă la calitatea vieții voastre. Uitați-vă la calitatea vieții voastre. Pentru că ai adus discuția pe terenul familiei. Eu zic că aspectul acesta al familiei merită abordat și merită insistat puțin asupra lui, pentru că, de exemplu, în contextul românesc al ultimilor 10 ani, să spunem așa, poate chiar 15 ani, când, zic eu, familia românească a trăit niște drame cumplite, plecând de la niște rațiuni economice, motivând, în țară noi nu avem de lucru, trebuie să plecăm în altă parte. Da. Și părinții au plecat peste tot în Europa, în direcții care s-au putut deschide, au rămas copii în țară. Da. Și la un moment dat oamenii au adunat ceva material, mai mult decât au avut aici în țară, dar nu puțini au fost aceia care au plătit un preț extrem de mare în domeniul familiei. Uite din ce punct de vedere am să-ți comentez ceea ce tu m-ai invitat să vorbesc, despre ceea ce tu m-ai invitat să vorbesc. Consider că dacă anumite lucruri merg nesănătos, greșit într-o societate, nesănătos și greșit într-o familie, principala responsabilitate a acestei situații stă în sarcina bărbaților. Când văd asemenea situații, în mintea mea imediat vine ideea, noi bărbații nu ne-am făcut datoria, dar nu pentru că zice de aceea în paladic. Pentru că Scriptura stabilește o anumită structură de autoritate și o anumită structură de responsabilitate a bărbaților și a femeii în relațiile și în familiile pe care ei le construiesc, dacă le este dat să aibă familie. Pe de-o parte, din acest punct de vedere, principalii vinovați sunt bărbații. Știu că pare crud, dar asta cred. După cum în același timp răspunsul meu nu înseamnă că sunt împotriva emigrației sau că consider că e o dramă dacă încerci să-ți găsești un rost și să te exprimi mai bine prin competență și profesia ta într-un alt spațiu, niciun fel de problemă. Dar dacă ești căsătorit, să-ți duci familia cu tine. Poate fi mai greu, de 10 ori mai greu și așa mai departe. În același timp, există anumite etape în viața unui om în care între muncă și familie se pot crea niște incompatibilități profunde. Și din punctul de vedere, societatea ultracompetitivă este extrem de nemiloasă. Nu poți să fii și 10-12 ore la servici și să-ți faci și treaba la maxim și să-ți mulțumești întotdeauna și patronul sau conducătorul instituției și în același timp să fii timp suficient cu familia. Nu. Din punctul meu de vedere și din punctul meu de vedere extras din învățătura creștină, mi-am făcut aici o sinteză care e deja gândită și cred că poate fi de folos doar ca să... Uitați aici. Munca nu trebuie să te face a uita cui slujești. Cui slujești. Și acum să organizez și mai mult. Putem să-L neglijăm pe Dumnezeu dacă muncim prea mult. Supra-solicitarea profesională, în opinia mea, poate fi o cale de rătăcire. Acest lucru presupune să știi când să spui stop. Cui? Muncii? O să ziceți, toată lumea cere mai mult de la noi. Ok. Trebuie să spui stop. Trebuie să spui stop în același timp și când în ceea ce privește respectarea îndatoririlor familiale și trebuie să spui stop muncii și o să zici nu se poate și o să spun se poate. Vă dau propriul exemplu. Lucram ca un nebun workaholic 12-16 ore pe zi, am și plătit un preț aferent acestui tip de viață și acum cu voia Domnului, când a considerat Domnul că sunt pregătit, reușesc să și muncesc și să îmi găsesc timpul pentru a-mi petrece timpul necesar cu soția și cu copiii mei. Sunt momente în care trebuie să spui stop. Ieri am citit o agenție de știri străină care a generat mai apoi o informație la noi, faptul că într-un land german, guvernatorul acelui land vrea să propună o lege antistres, prin care să interzică angajatorilor
aș deranja telefonic angajații după terminarea programului de muncă. N-ar fi rău. Păi n-ar fi rău. E o idee care semnalizează de fapt că nu e o problemă românească. În această ultra-hipercompetitivitate, în această dorință a omului de a avea, el este dispus să sacrifice în cele din urmă și familia. După cum, la fel de, n-aș vrea să spun meschină sau fățarnică sau nesănătoasă, mi se pare practica unor oameni care spun, știți, prima dată mă îmbogățesc și mai apoi mă ocup de lucrarea Domnului. Domnul nu ne cere lucrul ăsta, Domnul ne cere un alt fel de ordine. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lor. Sunt unii care spun o variantă puțin tot în direcția asta. Dacă aș avea, să spunem, un salar de 100 de milioane pe lună, 10 milioane aș da Domnului. Adică mi-ar fi ușor să dau zeciuială partea Domnului. Dar pentru că nu am decât poate 1500 de roni, nu pot să dau partea Domnului. Frate Doru, oricât câștigi, trebuie să pui zeciuială. O să ziceți, da, cunoaștem bine conceptele teologice, unii că era specifice Vechiului Testament, că nu se poate să pui din pătrunjel și din cartof și așa mai departe, și o să spun să poate și e sănătos și e bine. Și dacă vreți să dau o chintesență înainte de a cunoaște cuvântul Domnului, așa din pură consultanță de afaceri, le-a spune tuturor oamenilor de afaceri sau nu numai. Puneți-vă dincolo de zecioială, încă 10% deoparte și veți putea trăi. Și e o chintesență a tuturor MBA-urilor financiare pe care probabil dumneavoastră vi le imaginați și a secretelor între ghilimele pe care ați crede că marile școli de business le pot da. După cum în același timp, dacă este să vorbim de fațeta asta, spre exemplu, ar fi bine de reținut, și chestia asta mă necăjește, dar nu pot să nu constat în practică, ar fi bine de reținut ceea ce creștinii nu pot face. Sau, cu alt accent, ceea ce creștinii nu au voie să facă. Spre exemplu, nu avem voie să ne sustragem de la plata impozitelor. Putem citi din Matei 22:21, când întrebat ispitit fiind de farisei dacă trebuie să plătească cezarului ceva, el spune, arătați în banul birului și ei au adus în bani, a cui este chipul acesta și sovle ale cezarului, atunci dați cezarul ce sta cezarului. Un creștin trebuie să spună, da, știm că statul român în mare măsură este un slab administrator, un risipitor, un prăduitor, dar acest lucru nu are nimic de a face cu porunca Domnului care ne cere să ne plătim impozitele și taxele către stat. Și o să ziceți, bine, dar dacă procedăm așa, dăm faliment, că nimeni nu plătește. Mai bine așa decât să fii un jucător ca toți ceilalți. Mai bine așa decât să n-asculți cuvântul Domnului. Și există fără îndoială alte soluții și variante în care poți să produci. În același timp, că tot vorbim de o asemenea abordare față de muncă și nuanțele din învățătura creștină și învățăturile, n-avem voie să declarăm fals despre cantitate și calitate. Nu avem voie să declarăm fals despre cantitate și calitate. Uite, în Proverbe 11, cum mi-am notat aici. Cumpăna înșelătoare este urâtă Domnului, dar cântăreala dreaptă este plăcută. Și nu trebuie să ne lăsăm duși de lumea în care noi să spunem toți vân vrăjel. E adevărat. Una dintre scuzele oamenilor este că toți fac așa. Noi suntem Biserica lui Hristos și noi avem un model și noi avem principii și învățături și valori. Și multe dintre ele sunt foarte important de spus și trebuie să ne asumăm acest lucru. Nenegociabile. Știți, șeful, dați-mi voie de data asta. Sunt principii și valori nenegociabile. Uite, spre exemplu, să mituiască reprezentanții legii. Un creștin nu are voie să mituiască reprezentanții legii. Și o să zic, ai, domn Paradi, încercați să fiți aici, dumneavoastră mai sfânt decât sfinții, să păreți perfect și așa mai departe. În România? În România, 2014, fiți. Și îmi vei spune, domnule, să mituiască nu avem voie să mituim reprezentanții legii. Uitați-vă în Proverbe 17:23, în Exod 23:8 sau în Deuteronom 16:19. Să nu atingi niciun drept, să nu cauți la fața oamenilor și să nu iei daruri, căci darurile orbesc ochii înțelepților și sucesc cuvintele celor drepți. Sau cel rău primește daruri pe ascuns, în Proverbe 17:23, ca să sucească și căile dreptății. Și o să ziceți, domnule, dar unde ajungem așa? Că dacă nu mitim, dacă nu dăm și noi puțin în stânga, în dreapta, nimic nu se mișcă. Și o să vă spun, dacă aveți încredere în Domnul și dacă prin atitudinea voastră de a refuza să dați mită,
credeți că nu se întâmplă nimic în viața dumneavoastră, aveți răbdare, Domnul lucrează, Domnul știe și Domnul vede. Nu știu când, nu vă pot promite mare și sare. Chiar dacă acest lucru înseamnă nerealizarea obiectivului imediat pentru care ați dori să dați mită. Aș avea o întrebare oarecum mai personală. Da. Având o perioadă din viață trăită fără în lume, ca să zic. În lume, cum spunem noi, da. Și apoi întorcându-vă la Dumnezeu, da. A fost nevoie să faceți schimbări majore în felul în care făceați business? Nu, domnule, cu bucurie vă spun nu. Iarăși Domnul a avut îndurare și Domnul a revărsat și înțelepciune și pricepere peste mine. Am fost în ipostaze de viață extrem de tentante. În 1998 eram directorul Fondului Proprietății de Stat Bihor și aveam pe mână, ca să zic așa, aproape 3/4 din economia județului la vremea respectivă. Am stat 6 luni de zile, am plecat prin demisie la sfârșitul anului 1998 și, desigur, fiind cu capul pe umeri, având o frică, acum mi-s limpezi lucrurile. Aveam o frică de cum să spun, sau îmi doream nopți liniștite. Credeți că nu au fost multe tentații acolo în perioada respectivă? Cu siguranță ispita vine. Privatizările, pe de-o parte. Acum, să nu înțelegeți că eu mă prezint dumneavoastră ca fiind un om, să nu credeți că n-am dat o floare sau un buchet de flori sau n-am dat o ciocolată cuiva în timp. Domnul m-a ferit de lucrul ăsta. Sau am avut de-a face cu lumea afacerilor unde, de ce să nu spunem deschis, au existat perioade în care mita era, cum să spun eu, regula pentru a se mișca lucrurile. Cu tristețe încă mai sunt. Nu mă aștept la o societate perfectă, să ne lămurim, și nu cred că nu vom mai avea de face cu mita, eu știu, o bună perioadă de acum încolo. Dar este nedrept atunci să credem că societatea românească se poate însănătoși. Iar noi, ca și pocăiți, ca și creștini, trebuie să fim în primul rând dar exemplul lui. Chiar dacă acest lucru poate însemna, într-un prim moment, sacrificarea intereselor personale. Vă dau un exemplu. În multe afaceri acum, cel mai dificil de trăit este pentru cei care lucrează corect. În anumite situații, aproape imposibil. Afirmația e foarte gravă. Aproape imposibil. De ce? Pentru că cei mai mulți lucrează cu mecanisme de evaziune care îi duc sub realismul prețurilor. Și este foarte posibil că într-o asemenea situație, adică, cum să spun, să spui, domnule, dar nu mai pot. Te pui în genunchi, îți torci mintea atâta cât îți dă Domnul putința să-ți faci lucrul ăsta și iei hotărârea potrivită. Chiar dacă asta poate însemna să chizi afacerea, o să faci alta. Dar e foarte greu. Acum este foarte greu să supraviețuiești dacă lucrezi corect. Din ce în ce mai greu. Mai apare aici un aspect, zic eu. Da. Fiecare om este ispitit să câștige cât se poate de mult. Și nu sunt mulțumit cu cât am, apelez la niște metode mai puțin ortodoxe ca să-mi rămână mie mai mult și să dau statului mai puțin. Și aici apare și aspectul ăsta al mulțumirii. Când destul este destul. Experiența și cuvântul Domnului le arată că dacă te iei după natura umană, niciodată. Dacă te iei după învățătura Scripturii pe care o cred într-un totul, omul nu are capacitatea să se oprească și să zică suficient. Nu, el vrea, cum să spun, vrea din ce în ce mai mult. Uităm din punctul ăsta de vedere că noi, ca și creștini, nu trebuie să dăm întâietate câștigului, ci lucrului pentru Domnul. Știți? Și cum spune Matei în 6:31-33, nu vă îngrijorați dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbărca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Uităm în același timp că noi, ca și creștini, oricât am fi de declarativi, nu suntem proprietari a ceea ce credem că ne aparține. E un concept extrem de radical. Radical, și îmi dau seama că e extrem de ciudat așa pentru cei care, eu știu, nu sunt obișnuiți cu învățătura creștină. Ar putea să spună, cum adică? Nimic. Dar am titlul de proprietate, scrie numele meu. Poate să scrie. Și nu este al meu. Certificatul de matriculare, proprietate, certificatul de acțiune și așa mai departe. Să spui oamenilor, da, să scrie, de fapt, sunt niște administratori sporadici a unor bunuri date lor spre administrare de către Dumnezeu. Și dacă suntem administratori, da,
sau ispravnic, după terminologia folosită așa în traducerea Cornilescu. Cornintem, pentru cu de la 1 și 2. Înseamnă că orice administrator are și un timp de verificare. Are un audit, ca să spunem așa, în terminologia noastră contemporană. Sau exact cum este pilda aceea cu ispravnicul necredincios din Luca 16, când stăpânul aude ceva nereguli despre ispravnicul lui și îl cheamă și... pildă. Da, sofisticată și... pildă, una dintre pildele cele mai grele ale Noului Testament. Și totuși cu principii foarte importante. Da. Și îl cheamă să dea socoteală de ispravnicia lui, pentru că zicea stăpânul, nu mai pot să fii ispravnic în continuare. Da. Înseamnă că Dumnezeu ne va cere socoteală chiar de banii pe care noi înșine i-am câștigat? De valorificarea tuturor darurilor pe care Domnul ni le-a dat și pe care le-am risipit sau nu le-am folosit așa cum ar trebui. Și acum vă propun un exercițiu, realizez că poate părea puțin așa de film, nici măcar de filme. Cum ar funcționa România? Cum ar funcționa lumea aceasta? Dacă toți oamenii în activitățile pe care le desfășoară s-ar privi nu ca și proprietari, ci ca și ispravnici, ca și administratori sporadici. Și nu poate să uită că acum că ai deschis perspectiva asta a discuției, îmi aduc aminte că nu, evreii au iertarea care vine din 49 în 49 de ani, care privită din anumite puncte de vedere, tocmai realizez un studiu pe subiectul anul acesta, de grație. Anul de grație, în care o operațiune de vânzare-cumpărare după 49 de ani trebuie să se reîntoarcă la cel care a făcut. Este, unii spun, repet, sunt într-o perioadă de studii, unii spun că este o învățătură sau un îndemn în a nu se acumula bogății foarte mari, știi? A să redistribui mereu, dacă vrei, mișcarea acestor valori extrem de tentante. Îmi aduc aminte tot în cartea asta pe care eu o învocase la un moment dat, nu știu dacă aici mi-am notat, se spune că la un moment dat unul dintre președinții americani a fost invitat pe un domeniu, pe o proprietate extrem de luxoasă. Și la plecare a fost întrebat, ce părere aveți despre ceea ce ați văzut aici? Ați fost impresionați? V-a plăcut ce ați văzut? Bunurile și modul de organizare? Și președintele american, îmi pare rău că nu-i mai țin minte numele, a spus Johnson. Ceva, posibil, a spus, da, vedeți dumneavoastră, acestea sunt lucruri care te face să-ți fie greu să mori, știți? Punând accentul pe această falsă țintă a prosperității materiale, considerate de unii ca fiind suficiente pentru a avea o bună calitate a vieții. E vorba de concept, e vorba de filozofie. Cum spuneam, nu trebuie să uiți cui slujești. Pentru că și în cazul ăsta oamenii cred, cum spune și în proverbe, în multe locuri, că dacă au bani, cum spune cel bogat, nu vorbește mai păstrat, el consideră că avuția lui este cetatea lui. Îi se cuvine orice. Îi se cuvine orice și așa mai departe. Și cu toate astea și ei mor și cu toate astea și ei au suferințe. Spuneam, uită oamenii aceștia sau oamenii care rătăcesc, spuneam eu într-unul dintre seminarele mele de puțină vreme, singura garanție și certitudine a omului în viață este suferința. Știi, într-un mediu de business au fost foarte șocați de lucrul ăsta, pentru că tema conferinței la care participam era perseverența, garanția succesului în timp. Și i-am spus, după părerea mea, cum am zis, suferința este singura garanție. Un lucru care este obligatoriu și face parte din meniu obligatoriu al fiecărui creștin. Dar le-am spus, vă îndept să fiți perseverenți. Eu vă îndept să fiți perseverenți și poate fi perseverența un element important al succesului, dar cu frică de Dumnezeu. Știi? Trebuie să veghez ca în tumultul meu competițional și a dorințelor, Dumnezeu să nu fie dat jos de pe locul care se cuvine și să nu fie dat jos de pe poziția în care noi existăm pentru a-i sluji Lui și nu El există pentru a ne aduce succes și pentru a ne aduce a ne îndeplini fițele și dorințele noastre. Trăim într-o lume a reclamelor care ne cheamă să cumpărăm totul, orice, nu? Reduceri, lichidare de stoc. Există o filozofie întreagă, o politică întreagă de a atrage cumpărători și se pare că unii dintre noi au mari probleme în a rezista ispitei de a cumpăra, nu pentru că
are nevoie, da, ci pentru că este un deal foarte bun. Și e păcat să ratez. Deși poate că mai are acasă încă 2-3 perechi de încălțăminte, dar este foarte atrăgător prețul. După ce Domnul Iisus a hrănit 5.000 de oameni și după ce aceștia s-au săturat, mai țineți minte în Ioan 6, de la versetul 12 și 13, le-a cerut ucenicilor să strângă firimiturile și au strâns 12 coșuri cu firimituri. Consider că un creștin trebuie să trăiască cât mai economicos cu putință. Cât mai economicos cu putință. Iar dacă ne ascultă și oameni care nu sunt întorși pe Domnul sau care sunt cercetați, dar nu știu ce să facă, îi invit să-și facă ordine în lucrurile pe care le au la ora actuală și să-și răspundă onest. Cât le folosește bunul pe care l-au în mână, pe care le-au în mână? Cât de mult le folosește? Cât de mare nevoie și cât, ce folos îi aduce în efect? Și veți vedea cât de multe lucruri se pot arunca. Un creștin cred că trebuie să trăiască cât mai economicos cu putință, nu pentru a părea interesant în ochii lumii, ci pentru a urma modelul și comportamentul și învățătura Domnului nostru, Domnul Iisus Hristos. Mai trebuie să mai spun ceva și pentru că găsesc că poate fi de folos. Trebuie să înțelegem că pentru oamenii care nu cunosc cuvântul Domnului sau care întorc spatele sau care mai degrabă tind să fie critici fără a-L cunoaște, o măsură a judecății noastre ca și creștini este și în raport, ei ne judecă pe noi și în raport de poziția noastră față de avere. Și nu spun că un creștin trebuie să umble neglijent, dimpotrivă, el trebuie să aibă de grijă de trupul lui. Și nu spunem că sărăcia este o virtute. Fărândeală. După cum nu spunem că un creștin nu poate fi un om bogat, să ne lămurim. Nu e nimic defect în treaba asta, sub condiția ca acea bogăție să fie făcută sub ascultarea cuvântului lui Dumnezeu. Iar dacă i s-a dat mult, fără îndoială că i se va cere mult. Și omului care are succes în business și are învățătură creștină, de la el se așteaptă a proceda în continuare, nu ca proprietar, tot ca un ispravnic care își folosește resursa respectivă pentru a sluji Domnului în această viață. După cum în același timp trebuie să spunem iarăși, de data asta dacă ne ascultă în mare parte doar creștini, este o mare fățărnicie ca atunci când din resursele noastre putem finanța anumite activități de propovăduire a cuvântului, noi să facem chete de colectare. Este multă fățărnicie. Am observat că există acest reflex al cerutului și fără să intru în multe detalii, mulți solicită tot felul de ajutoare și întreb dumneavoastră, din resursele dumneavoastră, ați putea finanța parțial sau total această acțiune? Da. De ce nu o faceți? Unde este ordinea priorităților? Știi? În această viață trebuie să slujim cu resursele noastre Domnului. Scuze. Noi puțin ne-am amuzat în România că, deci cu o anumită mentalitate, că da, noi suntem săraci. Și ne-am învățat cu faptul că alții trebuie să ne dea Biblia, nu? Nu de puține ori mi s-a întâmplat, de exemplu, să mi se ceară o Biblie. Frate, nu ai o Biblie cu litere mari. Și trebuie să spun, doamnă, domnule, frate, soră, da, eu nu am tipografie acasă. Dar zic, pot să vă indic un magazin în Oradea care vinde Biblii. O, zice, scumpe acolo. Dar zic, n-am altă sursă. Da, da. Trebuie să lucrăm la chestia asta. Văd și acum, vin diverse grupuri de voluntari în diverse ipostaze sau instituții creștine sau structuri creștine de la noi care își aduc resursele sau rezervele lor pentru a le pune în slujba unei lucrări din România. Unii dintre ei sunt mirați. Din întâmplare... Sunt mirați pentru că observă lucrări care ar fi putut făcute de către frați români sau și surori români, știi? Și zice, dom'le, dar totuși peretele ăsta se putea zugrăvi. Nu. De ce nu s-a... Din întâmplare, am prins odată un post pe radio. Așa. Nu dau numele. Da. Zicem noi, nu este creștin evanghelic și da, povestea cum a participat la o lucrare de voluntariat, da, la care au venit și străini. Și omul românul era atât de mirat, cum să vii tu din Irlanda, de exemplu, să vii pe banii tăi, să aduci niște bani donație
și să tragi de dimineața și până seara. Adică să nu vii așa doar ca să vezi România, să vezi zonele frumoase. Da. Și el se mira. Cum există așa ceva? Și mi-am dat seama că sunt popoare, sunt națiuni care au chestiunea aceasta a voluntariatului mult mai dezvoltată decât o avem noi. Frate Radu, știu, dar noi trebuie să punem următoarea matrice. Noi trebuie să-i slujim Domnului prin resursele noastre, inclusiv financiare. De fapt, Domnul ne-a dat fiecare dintre noi diverse daruri. El ne-a dat. Noi trebuie să le valorificăm pentru a propovădui cuvântul Lui. Acum se pune problema, ok, bine, ți le-a dat, dar marea problemă la noi este, le-am descoperit, ne cunoaștem darurile respective, știm de ce suntem în stare. Cu tristețe vă spun nu. Una dintre explicațiile, disfuncționalitățile și neajunsurile sistemului educațional în România, și nu numai, chiar și în societatea românească, este faptul că nu există această deprindere a descoperirii acestor daruri. Darul acelea se descoperă de multe ori prin exercițiu, prin experiment, se descoperă de multe ori prin suferință, prin nereușită. Ori, lumea promovează modelul reușitei absolute, în care cei care pierd sunt niște loseri, niște oameni care valorează puțin pe piața intereselor comunității sau intereselor societății. Noi trebuie să gândim acum ca și creștini. Domnul ne-a dat niște daruri și trebuie să ne străduim să ni le descoperim. Mai apoi să ne punem întrebarea, cum putem să-i slujim Lui pentru a-i propovădui cuvântul, singura misiune adevărată și singura, cum să spunem, activitate de importanță în viața unui om. Toate celelalte sunt pe planul terț, secund, cât punct vreți dumneavoastră. Dacă nu știi aceste lucruri, te risipești. Familia nu prea te învață, pentru că trebuie să recunoaștem încă avem de a face cu o puternică, cu o profundă incultură creștină, indiferent de cultele, de religiile, de și felurile de care vorbim de credință și de structurarea ei. Societatea își ia această parte împinsă de instinctele și pornirile ei, da? Și noi creștinii de multe ori suntem prea confortabili. Noi creștinii, și în mod expres acum la evanghelici, suntem prea confortabili. Există riscul ca în credința noastră să transferăm confortul material. De aceea, dacă avem, spunea cineva foarte bine, scaune goale în biserici, este vina noastră. N-am propovăduit cuvântul, nu le-am vorbit oamenilor, am preferat să nu ne stricăm relațiile sociale, asumându-ne, eu știu, abordarea creștină asupra unei situații de viață în care ne aflăm. Pentru că știm că dacă o ridicăm, cumva părem niște ciudați, cumva părem niște primitivi, niște bătuți în cap, nu, niște spălați pe creier. Și preferăm în felul ăsta să ne păstrăm un anumit confort social, uitându-ne misiunile. Ignorăm, de fapt, porunca Domnului și ignorăm valorificarea darurilor pe care Domnul ne-a dat, oricât de frustrant ar fi, pentru a-i sluji, pentru a aduce plăcere Lui. Suntem la finalul emisiunii și spuneam la început, noi nu putem epuiza într-o singură emisiune tot ce se poate spune pe marginea subiectului, dar la final, un ultim gând pe care ai dori să-l lași celor care ne-au urmărit, celor care doresc să facă voia lui Dumnezeu. Că în ultimă instanță, cred că prioritatea supremă a unui om credincios este ca în orice situație, în orice lucru, în orice vreme, să facă voia lui Dumnezeu. Există o voie a lui Dumnezeu chiar în domeniul acesta material. Da. Am să mă folosesc de sinteza acestui studiu meu, care spune așa. Ar fi bine să ne reamintim că viitorul nostru nu trebuie să-l bazăm pe conturile bancare, pe camerele mereu insuficiente, spuneam eu, pe dotările mereu mai noi cu o generație, ci viitorul nostru trebuie să-l legăm și trebuie să-l facem dependent de Dumnezeu, de dragostea sa față de noi, de înțelepciunea, priceperea și harul său înși pentru viețile noastre. Amintindu-ne mereu faptul că trebuie să muncim. Prin munca noastră este firesc să ne străduim a câștiga cele necesare traiului, dar toate acestea câtă vreme îi acordăm lui Dumnezeu primul loc în viața noastră.
câte vreme desfășurăm munci constructive și de utilitate, un aspect pe care n-am apucat să-l detalăm în discuția noastră, în folosul comunităților în care Dumnezeu ne-a așezat. Câte vreme ne plătim impozitele și taxele. Câte vreme ne îngrijim de trupul nostru. Și aici remarc, prin supra-solicitare profesională, după părerea mea, încărcăm porunca lui Dumnezeu în a ne îngriji de trupul nostru. Câte vreme evităm lăcomia de bani. Nu putem să optăm între, adică ar fi trist să optăm pentru mamona în locul lui Dumnezeu. Câte vreme nu ne neglijăm familia. Fie dar ca respectând toate acestea, numele Tatălui nostru, a Fiului Său răstignit pentru noi și a Duhului Sfânt dăruit nouă, să fie proslăvit zi de zi și în activitățile noastre lucrative. În finalul emisiunii vreau să-ți mulțumesc pentru răspunsul la invitația pe care am făcut-o de a fi împreună cu noi la emisiunea În Lumina Cuvântului. Eu vă mulțumesc. Și în speranța că și în viitor vei putea să onorezi invitația. Cu voia Domnului. Dorim tuturor celor care au urmărit această emisiune și au fost alături de noi să căutăm întotdeauna să facem voia lui Dumnezeu, chiar în domeniul acesta material, pentru că scopul pentru care suntem în lumea aceasta este să nu ne placem nouă, ci să placem lui Dumnezeu. Amin. Cu ajutorul lui Dumnezeu vă invităm și săptămâna viitoare, în aceea zi, la aceeași oră, să fiți alături de noi pentru a înțelege voia lui Dumnezeu asupra problemelor vieții, dar întotdeauna, așa cum este genericul emisiunii, În Lumina Cuvântului.